Am revenit, doamnelor și domnilor, sunt informații de ultimă oră din negocierile pentru formarea noului guvern. Colegul meu, Vasile Marcu, are aceste informații. Bună seara, Vasile! Bun găsit. În momentul de față s-au încheiat atât ședințele de la PSD cât și de la PNL. UDMR, Kelemen Hunor, președintele UDMR, l-a sunat în urmă cu puțin timp pe președintele PSD Marcel Ciolacu și premier de senat și l-a anunțat că UDMR nu va face parte din viitorul executiv din cauza faptului că cei din PNL s-au răzgândit și nu mai cedează Ministerul Mediului, practic nu mai lasă Ministerul Mediului la UDMR și cer neapărat acest minister. Așa că Kelemen Hunor l-a înștiințat pe Marcel Ciolacu că UDMR nu va fi parte nici din coaliția de guvernare și evident nici din viitorul guvern. În scurt timp vor ieși la declarații cei din UDMR, Kelemen Hunor mai exact, și va face și acest anunț. Deci în momentul de față UDMR este lăsat în afara guvernului. Vasile Marcu, mulțumesc pentru aceste informații, așadar știre de breaking news, doamnelor și domnilor.